Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. Specialiștii estimează că economia românească va crește mai mult anul acesta decât anul viitor. Până se vor trage concluziile, deocamdată avem un nou ministru al apărării, avem și o linie de troleibus suspendată în București, un proiect de lege pentru viitorii părinți și peste 500 de blocuri fără apă caldă. Rămâneți cu noi la Link News. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat datele pentru toamnă, care arată că economia românească va crește mai mult anul acesta decât anul viitor. Mai exact, specialiștii indică o creștere economică de 4,6% în 2022 și de doar 2,8% pentru 2023, în ciuda inflației, crizei energetice și a recesiunii. Inflația scade începând cu 2023 și ajunge la 8% la final de an. Cursul se menține sub 5 lei pentru 1 euro, și salariul mediu pe economie va fi de peste 4.200 de lei net. Prognozele guvernului sunt totuși sub cele ale FMI sau Băncii Mondiale, dar inflația rămâne o povară grea care în 2 ani a însemnat scumpiri de peste 25%. Pentru anul 2023 se anticipează o decelerare a creșterii economice, pentru că impulsurile negative din acest final de an se vor resimți mai puternic abia anul viitor. Astfel, creșterea economică prognozată de guvern în 2022 este una dintre cele mai pesimiste din piață, în linie cu FMI, Comisia Europeană, dar sub prognoza agențiilor de rating sau majorității băncilor, care văd o creștere economică de 5-6%. Într-un context global dificil, cu conflicte geopolitice la granițele naționale și crize energetice ce au amplificat presiunile asupra prețurilor materiilor prime, erodând în același timp puterea de cumpărare a populației, economia românească a dovedit o reziliență peste așteptări la șocurile asupra ofertei, realizând în anul curent o creștere economică robustă, se mai arată în raport. Angel Tilvăr a depus jurământul și a fost investit în cadrul unei scurte ceremonii ieri seară la Cotroceni, preluând mandatul de ministru al apărării după demisia lui Vasile Dâncu. Sper într-o colaborare foarte bună cu președintele, a declarat Tilvăr într-o conferință de presă. Colaborarea cu Klaus Iohannis a fost și motivul principal pe care fostul ministru Dâncu l-a folosit pentru a-și justifica demisia de la cârma ministerului. De această dată ne așteptăm la o relație ceva mai bună, având în vedere background-ul din domeniul apărării pe care îl are Angel Tilvăr. El a condus delegația României în adunarea parlamentară NATO, acolo unde este și președintele Comisiei pentru Democrație și Securitate. În prima declarație de presă susținută din poziția de ministru, Angel Tilvăr a declarat că principala preocupare a sa este reliefată de dorința de a păstra cetățenii acestei țări într-o atmosferă de calm, de normalitate, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod pașnic, corect, normal, în ciuda provocărilor de securitate generate de războiul de la granițele noastre. Întrebat despre prioritățile sale după preluarea mandatului, acesta a spus că pe lângă 2,5% din PIB pentru apărare, vreau să ne uităm să nu uităm că sunt la fel de importanți pentru noi oamenii care sunt implicați în structura de apărare. Vom colabora cu Parlamentul și vom propune acele norme care să ușureze condițiile de viață, a mai declarat noul ministru al apărării. Senatul organizează astăzi conferința internațională Femeile Parlamentare din România și promovarea egalității de gen ca angajament național, desfășurată sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis, la inițiativa președintelui interimar al Senatului Alina Gorghiu. În deschiderea conferinței vor avea intervenții președintele Iohannis, președintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată într-o vizită în România, președintele interimar al Senatului Alina Gorghiu și președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu, dar și premierul României Nicolae Ciucă. Evenimentul urmărește să asigure participarea deplină și eficientă a femeilor, precum și egalitatea de șanse la ocuparea posturilor de conducere la nivel de leadership în sfera politică, economică și publică. Totodată, conferința vizează identificarea unor mecanisme legislative care să conducă la eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor în sferele publice și private, inclusiv a traficului
și a exploatării sexuale. Structurată pe 4 sesiuni de prezentări și dezbateri, conferința va aborda următoarele teme de interes: situația egalității de gen în România, programe și politici publice europene în domeniu, accesul femeilor în poziții de conducere, discriminarea, violența domestică, sexismul sistemic și eficiența cotelor de gen în promovarea unei reprezentări echitabile a femeilor în politică. În prezent, în țara noastră, reprezentarea politică a femeilor este departe de a fi satisfăcătoare. Doar 17% în Parlament și 9% în guvern, în timp ce în Uniunea Europeană, media femeilor în legislativele naționale este de 39,5%. După ce a fost suspendat dreptul de a mai repara avioane civile la mijlocul lunii octombrie, companiei Romaero, compania din subordinea Ministerului Economiei, i-a fost redat acest drept în ciuda faptului că în acest răstimp au pierdut mai mulți clienți importanți. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, sau pe scurt AACR, i-a suspendat acest drept pe motivul că nu are suficient personal la departamentul de calitate, cel care verifică modul în care a fost făcută întreținerea. În plus, angajații Romaero s-au plâns că societatea nu mai îndeplinește condițiile de aprobare ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației, dar și că duce lipsa de angajați calificați care să se ocupe de reparațiile efectuate la avioanele companiilor comerciale cu care are contracte. Ministrul Economiei Florin Spătaru anunță că va supraveghea personal calendarul de îndeplinire a planului de reorganizare, precizând conducerii că nu va mai tolera nicio zi de stat degeaba în detrimentul Romaero. Romaero trebuie să îndeplinească acest plan de reorganizare, care are scopul de a salva compania. Plan ce a fost inițiat de Ministrul Economiei și aprobat ulterior și de Guvernul României. Din păcate pentru Romaero, în ultima perioadă a pierdut un contract de 3 milioane de euro cu Ryanair și a fost pe punctul de a mai pierde unul important cu compania britanică Britten Norman. Compania termoenergetică a anunțat că numai puțin de 580 de blocuri din capitală vor fi lăsate fără apă caldă și căldură zilele următoare, datorită unor lucrări de remediere a problemelor apărute în urma unor avarii. Din păcate, cele 580 de blocuri sunt din aproape toate sectoarele Bucureștiului, mai puțin sectorul 5. Astfel necesită intervenție imediată conducta din zona Bulevardului Brâncoveanu, care furnizează apă caldă și energie termică pentru 4 puncte termice care alimentează 149 de blocuri. Pentru acești oameni, apă caldă și căldura vor reveni abia vineri, ora 23. În ceea ce privește conducta din zona Bulevardului Unirii, lucrările de intervenție vor fi finalizate miercuri la ora 23, iar pe această perioadă 24 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură. În sectorul 2 sunt cele mai mari probleme, numai puțin de 240 de blocuri vor suferi până miercuri noapte, iar în sectorul 1 vor fi afectate 20 de blocuri din zona Calea Griviței până joi noapte. Potrivit termoenergetica, dispeceratele și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute în teren. Se va lucra simultan în mai multe puncte, astfel încât pe măsură ce se vor remedia avariile, punctele termice să fie repuse în funcțiune mai repede decât termenul estimat. Începând de marți, 1 noiembrie 2022, linia de troleibus 66 care leagă cartierul Colentina de centrul orașului va fi suspendată, iar pentru preluarea călătorilor va fi înființată linia navetă de autobuz 667, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. Suspendarea liniei de troleibuz este cauzată de lucrările făcute de Trustul de Clădiri Metropolitane București la pasajul rutier Doamna Ghica. Până la finalizarea lucrărilor, autobuzele liniei navetă 667 vor circula între Spitalul Fundeni și Piața Rosetti pe următorul traseu: Terminal Spitalul Fundeni, Strada Sportului, Șoseaua Colentina, Calea Moșilor, Bulevardul Carol I, Piața Cea Rosetti și retur. Pe Șoseaua Colentina, linia 667 va funcționa pe calea de rulare a tramvaielor între Doamna Ghica și Bucurobor, pe sensul spre Piața Rosetti, respectiv între Bucurobor și Strada Teiul Doamnei, pe sensul spre Spitalul Fundeni. Autobuzele vor opri pe ambele sensuri la peroanele stațiilor de tramvai Teiul Doamnei, Ziduri Moș și Bucurobor. Radio România aniversează 94 de ani de la prima transmisie în eter, ce a avut loc datorită profesorului Dragomir Hurmuzescu, primul președinte al postului național de radio. Alo, alo, aici Radio București, au fost primele cuvinte care s-au auzit la radio în urmă cu 94 de ani. Timp de 94 de ani, pe timp de pace sau război, în vremuri de prosperitate sau de criză, de-a lungul tuturor regimurilor politice, radioul public a rămas un reper
pierde credibilitate. Dând dovadă de echidistanță, onestitate și exigență profesională, jurnaliștii posturilor Radio România au câștigat încrederea milioanelor de ascultători, se menționează în comunicatul transmis de Radio România. Ca recunoaștere a rolului determinant al radioului în istoria României, Parlamentul României a adoptat la 24 decembrie 2019 legea privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca zi națională a radioului. La mulți ani, Radio România! Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că s-a finalizat concursul pentru amenajarea parcului Lacul Morii și că echipa câștigătoare este formată dintr-un mix de arhitecți români și belgieni. Acest concurs a reunit proiectele a 11 echipe de arhitecți, peisagiști și urbaniști români, dar și străini, acestea fiind analizate de un juriu internațional. Zona ce urmează a fi amenajată se întinde pe 16 hectare. Spații de recreere moderne și prietenoase, terenuri de sport, facilități sportive și de petrecere a timpului liber, vegetație spectaculoasă structurată pe 4 paliere de înălțime, dar și o mini pădure urbană. Așa va arăta viitorul parc Lacul Morii din sectorul 6, în viziunea echipei de arhitecți care a câștigat concursul internațional de soluții. Ideile lor urmează să fie executate anul viitor, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook. Echipa de arhitecți și peisagiști din România și Belgia au propus în primul rând o unificare a promenadei Lacul Morii cu Parcul Crângaș, astfel încât spațiul verde să devină un tot unitar. Apoi, de-a lungul zonei de promenadă, cu lungimea de peste 2 km, va fi o amenajare liniară, însă deloc monotonă. Insula Îngerilor, în care nu s-a mai investit de la Revoluție, va prinde și ea viață. De altfel, ea va fi punctul central de atracție al întregului parc. Acolo se vor putea organiza evenimente culturale și sportive, va avea plajă, debarcader și pontoane pentru sporturile nautice. Lucrările de restaurare derulate la Castelul Corvinilor din Hunedoara au scos la iveală noi elemente care arată că monumentul mai are multe mistere de rezolvat. O nouă descoperire a fost făcută la subsolul clădirii. Castelul Corvinilor din Hunedoara este cuprins într-un amplu proiect de restaurare derulat cu fonduri europene, în valoare de 5 milioane de euro. În acest context, într-o aripă a castelului a fost descoperită o nouă încăpere la subsol. Despre această încăpere nu se știa nimic până acum. A apărut un subsol, cel mai probabil parte dintr-o construcție de mare amploare din secolul al XV-lea, subsol care cel mai probabil se leagă cu ceea ce se găsește actualmente sub pardoserile sălii cavalerilor, spune Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor Hunedoara. Specialiștii spun că subsolul face parte cel mai probabil din ansamblul de coridoare subterane care deserveau sistemul defensiv al castelului. Noua încăpere are zidurile din piatră și bolțile din cărămidă. Lucrările de restaurare ale Castelului Corvinilor continuă, însă monumentul poate fi vizitat de turiști deoarece operațiunile se desfășoară pe secțiuni. Părinții unui nou născut ar putea împărți în mod egal concediul și indemnizația de creștere a copilului. Un proiect de lege inițiat în Parlament permite ca atât mama cât și tatăl să beneficieze în același timp chiar și un an de concediu. Acum legislația prevede că unul dintre părinți poate opta pentru maximum 23 de luni, iar celălalt are dreptul doar la o lună. Legea privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor ar putea fi modificată. Reprezentantul Reper în Camera Deputaților, Cristina Rizea, propune flexibilizarea concediului de creștere a copilului. Dacă părinții optează să rămână acasă în același timp, atunci ambii vor primi indemnizație de creștere a copilului, prevede proiectul. Proiectul nu modifică impactul bugetar. Acesta a fost până acum semnat de aleși din aproape toate partidele parlamentare. Proiectul a fost depus la Senat pentru dezbatere și vot, urmând ca apoi să ajungă la Camera Deputaților, forul decizional. România e pe primul loc în Europa la numărul de copii morți în accidente rutiere. Grav este că sunt expuși riscului maxim chiar și atunci când impactul se produce la viteze la care puteau supraviețui, însă doar dacă ar fi avut puse corect centurile de siguranță. O fundație a organizat o caravană prin țară cu un simulator de accidente, pe care oricine l-a putut testa. Viteza programată a simulatorului este de 13 km la oră, dar efectul în momentul impactului e de intensitate destul de mare. În trafic, vedem frecvent părinți cu copii în brațe pe scaunul din dreapta șoferului sau minori fără centură pe banchetă. Pericolul este ignorat în primul rând de adulți, iar Fundația Siguranța Auto tocmai asta vrea să facă, să le arate șoferilor la ce riscuri îi expun pe pasageri. Cel mai adesea proprii copii. România este pe primul loc
loc la numărul de copii care mor în urma accidentelor rutiere, conform datelor furnizate de Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor. Peste 20 numai anul trecut. Norvegia nu a avut nici măcar un astfel de caz. Caravana Siguranța Auto pentru Copii a parcurs mii de kilometri în acest an în România pentru a le arăta părinților și copiilor că purtarea corectă a centurii le poate salva viața. Un studiu realizat de un cercetător în economie și agricultură de la Universitatea Cambridge estimează că dacă enoriașii catolici s-ar abține de la a consuma carne vinerea, acest lucru ar putea ajuta la lupta omenirii împotriva încălzirii globale. Din această perspectivă, creștinii ortodoxi ar avea o contribuție și mai mare, deoarece, conform tradiției ortodoxe, postul săptămânal se ține și miercurea, nu doar vineri. Echipa condusă de Sean Larkham a evaluat impactul unui apel lansat în 2011 de Biserica Catolică din Anglia și Țara Galilor către fidelii săi, pentru ca aceștia să se abțină să mănânce carne în zilele de vineri. Chiar dacă puțin peste un sfert dintre catolici au urmat acest apel, încetând sau reducând consumul de proteine animale în zilele de vineri, aceasta a permis evitarea emiterii a aproximativ 55.000 de tone de dioxid de carbon pe an, adică echivalentul emisiilor evitate dacă numărul persoanelor care zboară cu avionul în decurs de un an pe ruta Londra-New York s-ar reduce cu 82.000 de persoane. Dacă papa ar reintroduce obligația de a nu consuma carne vinerea în întreaga lume, asta ar constitui o sursă majoră și ieftină de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și acest lucru ar fi valabil chiar dacă o minoritate a catolicilor ar urma această interdicție, a apreciat Sean Larkham. Acesta subliniază faptul că papa Francisc i-a îndemnat în repetate rânduri pe liderii mondiali să acționeze rapid împotriva încălzirii climatice. Creșterea animalelor destinate producției de carne este responsabilă pentru 14% din totalul emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră. Abținerea de la consumul cărnii în zilele de vineri este una dintre cele mai vechi tradiții creștine, peștele înlocuind deseori carnea ca sursă de proteine. Însă postul de carne nu mai este o obligație pentru catolici, începând din anii 1960, exceptând perioada postului Paștelui. Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, ar putea fi marele câștigător al alegerilor intermediare de marțea viitoare din Statele Unite ale Americii, în condițiile în care candidații republicani, susținuți de el, au șanse reale să se impună în fața rivalilor democrați în cursele pentru Senat. Ar fi o victorie majoră de orgoliu pentru un lider care a părăsit Casa Albă înconjurat de controverse și care se află în prezent sub lupa anchetatorilor în mai multe dosare. Candidații Partidului Republican la Senat susținuți de Trump se descurcă în mare parte bine în cursele lor electorale, cei mai mulți urmând să se impună în fața candidaților Partidului Democrat în noaptea alegerilor, potrivit unei analize publicate de Newsweek. Fostul președinte și-a anunțat sprijinul pentru 22 de candidați, mai mult de 60% dintre ei, fiind așteptat să fie aleși pe 8 noiembrie, se arată în analiză. În timp ce senatorii republicani sprijiniți de Trump au în cea mai mare parte un avans confortabil față de rivalilor democrați, unii dintre candidații susținuți de el pentru Camera Superioară a Legislativului de la Washington sunt angrenați în lupte aprige, fie pentru a-și menține scaunele de senatori, fie pentru a-i înlătura din funcție pe democrați în statele swing, care nu au un învingător clar în acest moment și vor fi decise doar de Election Day. Analiștii consideră că sunt mai multe lucruri care trebuie remarcate în acest caz. Primul este acela că Trump rămâne figura dominantă în Partidul Republican. Candidații republicani îi caută sprijinul care poate să-i ajute să obțină mandatele vizate. Susținerea sa este un bilet de aur pentru nominalizați, așa cum a scris Newsweek. În al doilea rând, victoriile candidaților pro-Trump iar contrazice pe criticii care nu privesc cu ochii buni implicarea în alegeri a fostului președinte. În al treilea rând, alegerea republicanilor de votați lui Trump ar fi o victorie mare de orgoliu pentru un lider care a părăsit Casa Albă într-un nor de controverse și care se află în prezent sub lupa anchetatorilor în mai multe dosare, cel puțin 4. Așa cum a scris însă recent Politico, cu cât necazurile legale ale lui Trump cresc, cu atât sprijinul lui se consolidează. Așa cum se prezintă lucrurile în acest moment, democrații riscă să nu mai controleze niciuna din cele două camere ale Congresului în urma alegerilor din noiembrie. Cele mai multe dintre sondaje estimează că partidul aflat acum la putere în America va pierde 10 de mandate, atât în Camera Reprezentanților, cât și Camera Superioară a Legislativului. Analiștii americani conturează un scenariu mult mai rău pentru democrații decât pierderea Camerei și eventual a Senatului. Posibilitatea ca fotoliul de la Casa Albă să fie ocupat din nou de Trump. Trebuie precizat însă că până în prezent, Donald Trump nu a anunțat în mod oficial că va candida la Casa Albă în 2024, deși a sugerat de mai multe ori această posibilitate. Foarte probabil, un anunț oficial privind înscrierea sa în cursa prezidențială de peste 2 ani va fi făcut după scrutinul intermediar din luna noiembrie a acestui an.
Bibliotecile școlare de la Pentagon conțin zeci de cărți cu conținut licențios, cum ar fi instrucțiuni detaliate despre cum să faci sex sau ideologie radicală de gen. De la școala elementară până la liceu, a descoperit o investigație Fox News Digital. Fox News a analizat peste 50 de școli, selectate la întâmplare la Departamentul de Educație al Apărării, care deservește peste 66.000 de copii legați de armată din America, Europa și Pacific. Unele dintre bibliotecile ce țin de Department of Defense Education Activity se lăudau cu secțiuni specifice pentru cărți interzise, inclusiv titluri explicite precum This Book is Gay, care discută despre orgii și aplicații sexuale. Multe dintre cărțile pornografice și despre ideologia de gen radicală au fost adăugate în ultimii 2 ani, pe fondul preluării mandatului președintelui Joe Biden. Această constatare a fost determinată luând în considerare datele la care cărțile au fost publicate inițial. Comandorul Nicole Schwickman, un purtător de cuvânt al Departamentului de Apărare, a declarat că activitatea de educație a Departamentului pentru Apărare deservește o comunitate diversă de familii de militari, iar materialele lor din bibliotecă reflectă această diversitate. De asemenea, există un proces administrativ disponibil dacă un părinte are îngrijorări cu privire la o anumită carte. S-a constatat că volumele din aceste licee conțin imagini sexuale, instrucțiuni detaliate despre masturbare, alegerea sexului, trimiterea de poze nud și alte subiecte. Pentru a sărbători cea de 175 aniversare a primei căi ferate din Elveția, industria feroviară a țării s-a reunit pentru a pune în mișcare cel mai lung tren de pasageri din lume. 100 de vagoane, 2.990 de tone și aproape 2 km lungime. Format din 25 de trenuri electrice noi Capricorn, trenul de 1906 metri care a bătut recordul a avut nevoie de aproape o oră pentru a parcurge aproximativ 25 de kilometri pe spectaculoasa linie Albula, aflată în Patrimoniul Mondial din UNESCO, de la Preda la Alvaneu în estul Elveției. Linia Albula este faimoasă pentru curbele sale în picaj nesfârșite și coborârile abrupte. O capodoperă a ingineriei civile de renume mondial, linia de 62 de kilometri a fost construită în doar 5 ani, și a necesitat 55 de poduri și 39 de tuneluri. Înainte de finalizarea sa, în iulie 1904, vizitatorii trebuiau să facă o călătorie riscantă de 14 ore pe trasee accidentate, în trăsuri trase de cai sau sănii. Piesa centrală a liniei este tunelul Albula, lung de 5.866 de metri, care trece adânc sub linia de demarcație dintre râurile Rin și Dunăre. Un test inițial s-a soldat cu un eșec înainte ca trenul să se fi pus în mișcare, când s-a descoperit că sistemul de frânare de urgență nu a putut fi activat, iar cei 7 mecanici nu au putut comunica între ei prin radio sau telefon mobil în numeroase tuneluri. Kramer, ajutat de alți 6 mecanici și 21 de tehnicieni, a folosit în schimb un sistem temporar de telefonie de teren înființat de Organizația Elvețiană de Protecție Civilă pentru a menține comunicațiile în timp ce trenul rula cu până la 35 de km la oră prin nenumărate tuneluri și văi adânci. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!